o echipă din statul american, Carolina de Nord. Medicii încearcă să pună la punct un vaccin care să poată salva măcar câteva dintre victimele tumorilor cerebrale. Karen Veneman, o profesoră ieșită la pensie, a simțit în urmă cu 2 ani că nu se mai putea ține pe picioare. A ajuns la spital unde s-a stabilit că are o tumoare la creier, care nu-i lăsa mai mult de un an de viață. Oh, because left untreated, the patient succumbs to disease very quickly. Karen a avut însă șansa admiterii în programul de cercetare asupra unei noi terapii, un vaccin care, chiar dacă nu previne cancerul, îl poate învinge. Substanța denumită CDX-110 depistează o anumită proteină aflată doar în celulele tumorii și dezlănțuie sistemul imunitar împotriva acestora. Unlike chemotherapy, which really hurts all dividing cells in the body, or radiation, but the immune system can be absolutely precise, and so we get a very tumor-specific attack with very low toxicity. Din păcate, proteina țintă este produsă doar de 40% dintre tumori, așa că vaccinul nu poate fi eficient decât în aceste cazuri. Chiar și așa, el ar putea salva nenumărate vieți. Cel mai bine o știe Karen Veneman, care duce din nou o viață aproape normală. As long as the vaccine works, then I'll be getting the monthly shots. And when it doesn't work, then I'm in trouble. Oamenii de știință țin să sublinieze că cercetările sunt abia la început, iar bolnavii nu trebuie să-și facă speranțe exagerate.